Astăzi facem cornulețe de leneș. Ca tine, ca mine. Măi, există câteodată, n-ai chef, știi? Vrei să faci ceva bun, nu știu, uite, vin sărbătorile sau chestii de genul ăsta și vrei să faci un desert, dar nu ai foarte mult timp, ce faci? Te duci și cumperi un aluat din ăsta din comerț, de tartă, dulce, și te apuci și faci cornulețe cu el. Hai să vedem ce este. Sunt curioasă, ca să fiu sinceră, pentru că nici eu n-am mai făcut până acum. Dar sunt sigură că o să iasă ceva super bun. Hai să ne apucăm de treabă. Pentru această rețetă avem nevoie de un aluat de tartă dulce, cumpărat din comerț, rahat, miez de nucă, eu o să folosesc cremă de fistic sau puteți să folosiți cremă de ciocolată, curmale, caise deshidratate și zahăr pudră pentru final. O să las puțin deoparte aluatul și o să tai bucățelele de rahat mai mici. Ca să nu se lipească între ele, o să le pudrez cu puțin zahăr pudră. Și acum începe joaca. Avem aluatul fraged dulce. Ideea e să ne simplificăm viața în această nebunie a vitezei. O să-l tăiem jumătate. Și de aici formez triunghiuri. Concluzia e în felul următor. Dacă vi se face dor de aceste cornulețe umplute cu gem, cu rahat, cu nucă, cu, mă rog, fiecare cu ce vreți, puteți să le faceți mai rapid în acest mod. Avem aluatul tăiat, decupat în triunghiuri și o să mă apuc de umpluturi. O să încep cu aceste curmale. Trec la caise. Punem și facem și rahat. Și acum, umplutura mea preferată este această cremă de fistic, în care o să adaug nucă pisată, pentru că altfel va ieși din cornuri, bineînțeles, din cornulețe. Și amestec până iese o pastă foarte, foarte, foarte tare. Bun, cam așa trebuie să arate pasta de fistic, ca să nu curgă din cornulețe. Nu puneți foarte multă umplutură pentru că va ieși din cornulețe. Pe astea cu fistic o să le sigilez puțin, le aplatizez aici, să fiu sigură că nu mi iese umplutura din ele. Am terminat de umplut cornulețele, o să le bag la cuptor la 170 de grade pentru 15-20 de minute. Cu miroase aici, Doamne, cât aș vrea să fiți să simțiți acest miros, e ceva bun de tot! E să-mi spună mie cineva, acum cornulețele mele de oameni leneși sau fără timp nu sunt bune. Arată extraordinar, miros foarte bine, le lăsăm foarte puțin să aerisească, după care dăm cu mult zahăr pudră, dar cât încă sunt calde, cât încă sunt fierbinți, pentru că altfel zahărul nu va sta pe ele. Vreau să le dau cu zahăr pudră peste tot și mă frig. Cum e aia când te frige ceva? Ce mă, ți-e frică de soacră? Nu știi? Când nu vrei să te frigi, că ți-e frică de soacră. Așa se zice, e o vorbă. Acestea sunt cele mai rapide cornulețe pe care le puteți face cu aluatul acesta din comerț. Nu uitați treaba aia cu like, share, subscribe. Păi da, cum să ne facem și noi mai? Hai să degustăm aceste minunețe. Doamne, ferește! Doamne, cât de bun e! Băi, n-ai cum!